Hei, salutare! Am revenit cu un nou video pe ziua de azi. Acum am ajuns, n-am mai filmat dimineața, ca de obicei. Acum am ajuns la apartament aici. Până acum am fost de încărat sau am cumpărat parchet, toate cele, vă dați seama și voi. De exemplu, avem parchetul, da? Cumpărat. Avem extrudatul care se pune sub parchet. Plintele. Da? Avem și asta de prag de trecere. Am luat și colțare și asta așa. Avem coturi acolo. Niște coturi. Aici pe masă avem, ca de obicei, toate instrumentele pentru a monta caloriferul aici, care acum i-am pus robineții, se montează robineții frumos, așa. Vom da găurile, aici s-a trasat în bolobog, tot se dă găuri pentru a prinde, ca să țin așa, pentru a prinde astea. Astea vor veni atașate și fac una aici, una în partea aia. Și vine caloriferul, fac în el. Așa. Acolo, aici. Super. Bun. Acum o să punem caloriferul. După ce montăm caloriferul, o să montăm O să șlefuim și dăm lavabila în baie. Și începem la parchet. Și o să dau găurile și după aia vă arăt cum se lipește, cum se montează caloriferul prin polipropilen. Prin PPR, cum știu alții. Revin după aia cum montăm caloriferul. Cu voi cum se face, dar na, nu e problema, de avem aici instrumente de lipit, de tăiat, s-a montat caloriferul frumos de acolo, s-a tras țevile frumos, hap, până acum, robineți frumos, treaba. Și acum urmează să subțim. Se vede și se vede până aici. Vă pun tot aici. Suprim deocamdată când avem apă pe instalații. Așa. Și acum să vopțim frumos, să scoatem și asta de aici. Pentru că așa se face. Țevile astea, în general, se vopsesc. Dar cine vrea? Cine nu? Nu e obligatoriu. Doar că nu le vopsesc.
puțin acum, că am înlungit. Așa. Am o gaură de 6 pentru cremă. N-avem cremă acum, dar va fi nevoie. Așa. Continuăm. Gata, fraților. Am montat, l-am vopsit, da? Îl vedeți frumos, bașchet. Revin cu alte filmări. Like, subscribe aici, abonează-te. Noi acum vom monta parchetul. Cum se face? Uitați-vă
Se începe cu primul rând de la perete, da? Se îmbină plăcile și după aceea se continuă cu altele îmbinat până în cap. Hai, uitați-vă cum fac eu. Creonul de meșteșug. Merge mai rog. Și nu se mai vede. Na, vă las tot aici. Se întoarce placa. Deci placa nu se mai colece. Se întoarce invers. Da? Așa. Se trasează, face o stea și se bagă și... Cum ar fi? Hop! Merge să te... S-a tăiat. Mai departe. Al doilea rând. Începeți de fiecare dată cu jumătate de placă și continuați, da? Vă observați pe asta aici. Cam alta carantea.
Așa. Punem niște șpanuri și revin. Am pus și patele. Începem cu patele. Da? Cel mai bine, revin când pun mai mult, ca să vedeți și voi. Eu acum o să continu. De acolo vin în continuare și revin după aia. Hey guys! Ce faceți? Am eșterit ceva, ha? Am făcut ceva? Nu prea văd. Este, nu? Mai avem puțin. Vede? De acolo până acolo. Și iată. Forță, mă, forță. Știți, e cât jumătate de oră. Am pus tot asta. Și mai facem jumătate de oră, am terminat aici și poate punem și plinta și tot. La gata. Este ok? Yes. Revin. După aceea, să mai continuăm. Revin când e la plinta, să vedem dacă punem plinta sau nu. Da? Până atunci, dă și tu un like. Să continuăm. Hei, frații mei, am pus ceva. Până pe acolo mai e bucățica asta. Dar bucățica aia, de ce n-am mai pus? Că trebuie să facem pragul de trecere. Asta înseamnă, vedeți, aici la ușă. Să avem continuitate până încolo. Și trebuie să facem de aici încolo. Ca să nu punem, aici. Aici, prag de trecere. Se vede urât. Și trebuie să facem continuitate. Așa. Da. E ok. Revin după ce închid partea asta aici. Da? Partea asta toată. Și încolo. Și revin după aceea. It's ok! Frații mei, ce credeți? Terminat parchetul. E ora 6:30, 18:30 și am terminat parchetul. Hai că vă arăt. Așa, da? Trebuie să mă duc acolo. Ca să vedeți și în parte. Să nu credeți că v-am mint, da? Am dus să-mi șin cu a.
Da? Până aici. Opa, să-mi stricăm. Până acolo. Așa. Și aici. Până aici. Deci, practic, bine, acolo e o placă, dacă așa. Am dus cu asta tot. N-avem aici prag de trecere, da? E totul complet. Frumos, așa, pe barusână. Și am pus peste tot parchetul. Singurel! Singurel încă, bă, și talentul vostru. E pizza de pizza. Bun, acum vă rețin cu ce credeți. Cu plinta. Punem și noi pe doi pereți. Doi, da. Pentru că cei doi pereți sunt din regips și merge repede. Cu negrese, hoșruburi, pa, pa, pa. Cei lanțe din beton și va trebui prinși în dibluri și deja nu mai stau să dau găuri, nu mai pot de praf și de așa. Haideți să vă las aici. Și începem cu peretele ăla. Așa și venim cu ăsta alt. Hai să începem din colțul ăsta. Am făcut ieftin. Dacă vreți să vedeți. Mă, te focalizezi? Ce faci? Ia, ce vă mulțumesc. Mai bun, frații mei. Asta e un telefon mai prost. Filmez cu telefonul și... Na. Așa, acum negrese. Și rându. Se ia din colț. În lateral.
Bun. Acum dăm cele de îmbinare. Să îmbinăm celelalte. Așa. Așa. Cu alte plinte. Plecăm din urmă să facem mai multe. Cap. Interior. Așa. Ducem creon. Fiță, fiță. Așa. O să l-am curățat. De bufaie. Nu-i problemă de război. Punem baghetele astea, nu? Ca să închidem cu totul. După ce
Continuăm cu asta altă, până în cap aici. Uite-te. Da. Uite-te. Vă dăm și un cap de interior. Să vă pun și pe voi așa. Să mă vedeți acum. Așa. Știe tata, să mă vreau. Tata, băi, punem asta și mergem acasă.
Până aici. Frații mei, dăm pe vlog. Deja știți cum stă treaba. Mama, fiță mă, fiță sunt. P-am înnebunit. Dacă n-am ce face, mai filmez aici pentru voi, pentru lume care nu prea știți până parchet sau alea. Nu prea arăt eu mare cu sără, că îți dau seama, mai am și treburi, trebuie să mai și muncim ca să producem. Practic, ați înțeles, voi. Băi, meșterilor, dați aici și aici scrie abonează-te, de acolo o abonare, un follow pe Instagram, bușește și tu butonul ăla de like, să știu că ești prezent. Apăsați pe globuțelul ăla ca să primiți notificările noastre. A, uitați, în umbră și se filmează, atențiune. A? Fiți, mă. Dacă v-a plăcut și episodul ăsta, vă las să-l vizionați. Ce zi mai, că deja l-ați văzut până mi-auziți mie vorbele. Dragii mei, ne vedem pe mâine cu continuarea la parchet. Mâine nu știu dacă mai o să pot să mai filmez. Ca să vă zic de ce. Mâine termin aici, cred. Nu știm, vedem. Și nu știu dacă mai am timp, că o să trag din greu ca să termin mai repede. Până mâine, Danuț vă pupă, o seară bună și sănătate multă. Că asta e mai presus ca toate. Ciao!